Tragedia s-a produs în localitatea Holda, din orașul Broșteni al județului Suceava. La sfârșitul săptămânii trecute, un inginer silvic a decis să sacrifice un vițel de 450 de kilograme. Vecinul și prietenul său, în vârstă de 33 de ani, s-au oferit să îl ajute. Noi am vrut să sacrificăm normal, nu să sacrificăm vițel, dar a fost foarte puternic, s-a aruncat și băiatul a avut arma la îndemână, ne-am gândit că poate fi treaba asta și a tras. Asta nu rețin, dacă unul sau două focuri. Ce fel de armă? Lisă, calibru 12. Ce armă de vânătoare? Armă de vânătoare. Tatăl inginerului Silvic a fost de față când s-a produs nenorocirea. El susține că în momentul în care fiul său a folosit arma, victima se afla în afara adăpostului de animale. Ce a urmat era greu de anticipat și pare desprins din scenariul unui film. A tras asupra taurului. L-a lovit la gât și din corn a ricoșat-o trecut într-un dulap de o scândură de doi la un magazin. Noi eram feriți, eu și cu băiatul ăsta, eu eram în graș și băiatul s-a dat după magazin, deci nicio treabă n-avea, nu era pe direcție, nici nimic, ca domnule, ce s-a întâmplat, nu știu, ricoșat din corn brenicul și s-a... Era armă cu glonț, nu? Cu brenic, deci brenic, armă lisă. Da. Asta este de mistreț sau de întâlnit? Da, exact. Persoana respectivă era după șură cumva? Absolut, da. El a văzut doi pereți. Eu văzut că vine taurul și s-a ferit. Și Cristi, băiatul, vă spun, dați-vă deoparte că vin. Ne-am ferit, eu am intrat în graș, că mi-a fost mult mai aproape. Băiatul s-a dat după șurile alea acolo. Și-a trecut brenicul prin două scânduri de 2,8 scânduri de groasă, printr-o magazie. Și exact în drept unde a fost băiatul băgat după ea. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, care nu a putut decât să constate decesul victimei. Tânărul care s-a stins din viață era căsătorit, lucra ca marinar și venise acasă de câteva zile. Cel care l-a împușcat deținea arma în mod legal. Deci, absolut, nici nu vreau să... Asta e aici din sat, nu? Da, amândoi, sunt prieteni, sunt... E prieten cu băiatul nostru. Da, cum? Da, am venit să-l ajute. Să-l ajute. S-a oferit aseară, că băiatul lucrează pe vapor, a plecat băiatul care l-a ajutat. S-a fost venit de curând, l-a sunat aseară. Ce l-a împușcat, adică, da, nu? Da, da. E venit de puțin timp în țară. De puțin timp în țară, da, s-a întors la familie, nu are copii, căsătorit, dar este un băiat tânăr păcat, foarte bun prieten cu Cristi. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei.